Dacă cetățenii de la casă au privilegiu și au instalațiile proprii, la blocurile de locuință, instalațiile comune pot fi înlocuite cu instalațiile de distribuție pe orizontală și astfel există posibilitatea debranșării rei padnicilor de cetățenii care își plătesc datoriile pentru a beneficia de serviciile respective. Conducerea primăriei municipiului Giurgiu a promovat această idee încă de acum 2 ani, numai teoretică și practică, și pentru realizarea acestor proiecte de distribuție pe orizontală nu se percepe niciun leu. Astfel, locatarii unei scări pot fi scutiți de câteva milioane de lei. Reprezentanții administrației locale semnalează că pentru a evita întreruperea furnizării serviciilor de utilități, este nevoie ca facturile să fie achitate la zi. Acest subiect este pus în discuție la toate întâlnirile cu administratorii asociațiilor de proprietari. Asociațiile de proprietari trebuie să țină adunări cu cetățenii de pe scara respectivă, să-i informeze asupra acestui lucru, iar periodic noi, Biroul Control Coordonare Asociației de Proprietari, avem ședințe cu administratorii acestor asociații. Bisăptămânal sunt convocați câte 6 administratori împreună cu furnizorii de utilități în ideea de a-și achita datoriile, de a eșalona anumite datorii și de a rezolva problema penalităților.